Vedeți. Aici este o poveste așa de frumoasă cu coloanele acestea, că era arhitectul Balș, care conducea lucrările și venea foarte mult pe aici și arhitecta de la Vrancea, care erau cam de aceeași vârstă. Și a fost o poveste de vreun an și jumătate, fiindcă coloanele au fost montate fără să fie cioplite aceste frânghii pe ele. Și ele erau otova, deci erau niște cilindri care au fost coborâți pe miez de beton. Doamna de la Vrancea spunea că trebuie galbate. Galbarea este o operație care se face la coloane, se pleacă de la o treime și a doua și a treia treime se ascute puțin, deci circumferința devine puțin mai mică pentru a fi citită corect. Și este, toată lumea se face din antichitate treaba asta. Și domnul Balș spunea, nu e nevoie, merge așa. Și a venit săraca doamna de la Vrancea, a venit aproape săptămânal o perioadă și a spus, nu las până nu se galbează coloanele. Și până la urmă a câștigat povestea asta. Eu nu mai țin minte. Aveau, cum îi zice, desfășurarea coloanele astea? Nu mai țin minte, dacă erau, nu erau numai drepte? Sau după aia ați venit și le-ați modelat cu... Păi asta spun, că prima dată s-a făcut un miez de beton armat. Da. Și de sus, nu era partea de sus a pridvorului, de sus s-au coborât ca niște oale de fântână pietrele, la 60 de centimetri. Da? S-au chituit și pe urmă s-au cioplit pe poziție coloanele. Frânghile s-au cioplit acolo pe poziție. Asta era prin 87. Că eu știu biserica de mult și nici mai știu dacă erau cu... Eu țin minte totuși, să zicem, reliefurile astea, sau nu știu dacă se numesc reliefuri, astea de jos, de acolo. Trafoare, așa. Deci așa se numesc ele. Și așa a fost cu izvorul și cu astea. Evenimentele din 89 m-a prins aici sus, că mai aveam puțin, în ianuarie 90 am terminat. A, deci ați lucrat la pridvorul ăsta de mult din timp. Din 82 până în 90, 8 ani. Copil de la Cluj, când am la facultate, am venit aici în București și ca să câștig un ban în plus, peste... Dar sunteți transilvanean de... Dar n-am vorbit în apă, nu sunt rațiu. Păi știu, domnule, dar... Da. Târgu Mureș. A, da, țin minte în atelier, dar... Ba, da. Da, acum în astea sunt, arată altfel în salon. Nimic, încă munciți aici, la biserică. Da. Și așa, am lucrat aici foarte mult timp, 8 ani. Și atunci nu aveam sculele de acum, nu aveam kiturile de acum, nu aveam... Totul am făcut la mână, toate miile de frunze au fost ciopite la mână, manual. Uite că... Ceea ce este o experiență pentru cineva, ca să lucrezi 7-8 ani manual, mii de frunze și într-o anumită schemă, într-un anumit stil, la urmă urme pentru unii, eu consider că chiar este și o mare ocazie și un privilegiu. Chiar dacă este o artă decorativă, fiindcă... Rupondia se citește tot în ansamblu și sigur, într-adevăr biserica poate că e una din cele mai frumoase din București, așa. Ca un ansamblu a fost gândită de la început. Cât a durat, să zicem, pictura, mi se pare tot așa, vreo 5-6 ani. Vreo 6 ani. Așa, da. Țin minte că veneam, vedeam schela înăuntru, după aia am mai prins moment chiar aici, am și filmat pe domnul Moldoveanu. Da, pe familia Moldoveanu. Da, când pictau în exterior, atunci chiar vineam mai frecvent, făceam și fotografii. Și acum, anul trecut, când eu făceam și uite, acum am făcut o mică așa, am rupt și o bucată de adevăr dintr-o poveste despre pridvorul de la Biserica Sfântul Gheorghe Nou. Vă mulțumesc! Ce mulțumesc!